să zicea înainte că dacă e cerul roșu așa, acolo unde e cerul roșu, au fost războaie și au fost mare curgere de sânge sau acela de gen, nu știu cum să zic altfel. Urmează, uite pe filmare. Nu știu cât e ăsta. Încă 2 metri mai față de la ultimul os și uitați cât e ăsta, e mai mare ca piciorul meu. Găsesc la jumătate acolo. Trebuie să mai vede ceva acolo, să fie craniul ăla. Băi, ești terminat. Ăla-i capul. Oh my god! Altul! Bă, dă o dracu morții ei! Bă, voi vă dați seama că noi suntem în mijlocul pustiei, să stai aici unde nu e pic de lumină, că vedeți că nu e nimic, nicio lumină pe lângă noi. Dacă ne alergă ceva pe aici, o haită de lup de câini, noi n-avem cum să fugim la mașină, că e prea departe. Uite-te, acolo trebuie să ajungem noi, suntem chiar în mijloc. Ca să ne întoarcem acolo trebuie să ajungem. Oricum o să mai retușez la editare. O să mai scot din noi și uitați cât e de... Salutare voi și fete și bine v-am regăsit la un nou vlog horror din asta bântuit așa pe zonă. Uite cât de mic e Robert pe lângă mine, e nebun. Buhuhu, da. Buhuhu. Haideți să vă spunem, fraților, unde suntem. Suntem la pădurea Strehăreți, aici unde se spune că s-ar fi spânzurat o groază de lume, nu se știe de ce motiv. Noi o să numim astăzi pădurea spânzuraților și o să mergem să vedem dacă găsim spiritul persoanelor neliniștite din acea pădure. Mamă, cum vorbesc, că sunt aventorog de ăla. Și dacă găsim spânzurați. Și dacă găsim vreun spânzurat acolo, cum ar fi să găsim vreun spânzurat? Filmăm la el. Zâmbește, te rog frumos, la cameră. Zâmbește la cameră? Hai că mai zâmbește ăla. Fraților, sper că apreciați efortul ăsta, că uitați de unde a venit, în partea alaltă, așa mâncam la gura voastră și nu găsim unde e pădurea și, mamă, mai bate și vântul și ne arată GPS-ul ăsta că pădurea e în spatele nostru, la vreo 10 minute de mers pe jos, aproape 1 km. Da? Și nu știm drumurile pe aici, nu știm dacă sunt coios, dacă sunt lupi, dacă sunt șacali. Trebuie să mergem pe un drum de ăsta forestier așa fără asfalt, fără nimic pe el, doar așa drum de ăsta. Gen? Și trebuie să mergem acum să-l găsim, că n-avem control, că nu veni răbdăgeaba până aici. Eu vin din Dolj. Cât e mă de aici? Cred că sunt 100 de kilometri. Plus că am mai dat și pe partea asta leași pe Ropers și așa. O grază de kilometri, nu uitați să apreciați și voi efortul ăsta, nu uitați să dați un like și un comentariu cum vedeți acest videoclip, subscribe și comentați cei care sunteți noi pentru următoarele vloguri cei mai bântuite și un share să-mi puneți la story cu acest vloguleanu. Hai să mergem, băieți. Hai. Băieți, vreau să vă mai zic, să-i dau lui Robert acolo un follow pe Instagram dacă încă n-ați făcut-o, fiindcă merge cu noi în aventurile noastre horror și îl chinuim pe aici cu un frig în nămol în toate astea și îți mulțumesc frumos că vii cu mine pe toate aventurile astea. Nu uitați să dați și mie un follow pe Instagram dacă tot am deschis subiectul ăsta, nu uitați să luați un membru și mulțumesc încă o dată, Roberte. Asta de fiecare dată merge cu mine, haide tata. Da. E, să găsim fantomele, spânzurații, tot ce... Ok, boys, trebuie să mergem așa încolo. E clar, hai da. Pe negură. Haide. Uitați până ce văi și până ce lungi trebuie să o luăm. Uite, Robert, pe acolo, dar eu pe aici, da? Da, uite, tata, pe aici. Hai că nu fug greu așa deloc aici. Uitați drumul aici. Ce-i în spate, ochii pe ploie, pe aici, ochii vărătură. Uitați cum se vede cerere, nebun? Deci că deci că a murit, așa se zicea înainte că dacă e cerul roșu așa, acolo unde e cerul roșu, au fost războaie și au fost mare curgere de sânge sau acela de gen, nu știu cum să zic altfel. Da, da, fără mișto. Da, așa se zicea înainte, gen, că erau războaiele alea, dar nu se știa de arme de alea pe la... Trei după ce mii? Pe la anii 1000, ceva de genul. Atunci știu, atunci era în clasa întâi. Atunci, apoi, dar oamenii nu gândeau așa cum gândeau acum. Ia vezi de stat, aici nici n-a ajuns să rămpine și au de mare os. Pisicozaur. De pisicozaur, haide dat. Bă, ce e asta, mă, mânca bă, acea alt os? E bine, hai că ne ducem încolo și e bine. Găsăm numai oase, ia, mai găsăm vreunul. Ia, de crăsă, nu, stai pe electroșoc. Alt os? Ne îndreptăm spre direcția bună. Mă, altul. E piatră? E os, tata. Urmează, uite pe filmare. Nu știu cât e ăsta. Încă 2 metri mai în față de la ultimul os și uitați cât e ăsta, e mai mare ca piciorul meu, în comparație așa. Bine, vă dați seama că nu sunt oameni. Da. Nici nu știm de ce sunt, îmi pare rău dacă se aude vântul în microfon, dar n-am ce să fac. Fiindcă nu, bate vântul de moarte, ia uite. Dincolo bate vântul așa. Uite, ca să vă dați seama, noi lăsăm mașina la prima lumină de aici de jos. Așa? Și mergem acolo, altul. Hai, e bun. Ce? Bă, trec, găsesc jumătate de corp. Ia uite, se mai vede ceva acolo, să fie craniul ăla.
să fie de mai ușor. Cum face să fie craniu? Să mor tu că e craniu. Dar ce e? Altos. Băi, nu te trebuie. Băi, ești terminat. Uite, frate. Ăla-i capul. Uite, frate. Oh my god. Băi, uite, uite că pusă de mare. Uite, frate. Bă, și ăsta o gata. E dinozaur, bă. Fiul drecu. Uite, e pulpa acolo. Uite, e acolo mandibula aia. Și aici e altă mandibulă. Și aici mai e un os, dar nu știu ce e. Dar nu e crocodil ăsta. Băi, crocodil mă mâncava-și gura voastră. Altul. Bă, da, o dracu, morții ei. Ăsta e mai mare. Bă, dar ce e, mă, zici? Ăsta nu pare de cal, ești nebun, ăsta n-are formă capului de cal. Sau e cal? Nu e cal, bă. Dar ce e? Bă, ești nebun, la cal, ce ăsta, mă, un mangozaur, da, dinozaur? Da, ce știu, să mă, cred că e craniu. Bă, dar doar ce este, că ăla să fie craniu, și craniu era mâncat așa. Ne-a apucat să intrăm în pădure. S-a spus doar înainte de pădure, ce știu. Nu e, bă, ăla două. Și aia e mandibula aia, mai e o mandibula acolo, cred. O țără mai târziu. M-a ridicat mai băltoa ca mergi locul drumului, mergem ca pe bârnă aici, ca Nadia Comăneci. Acolo iar alte oase. Maaa! Am călcat în asta, mânca v-ași gura. De ce râzi, mă, de mine, mă, cați? Doamne, că n-a avut să ai nicio lumină. Uite ce vreți să vă arămă, mânca v-ași. Uitați că se vede acolo lumină, o vedeți? Acolo cred că... A, uite, Robert, bravo! Acolo cred că e pădurea să mor, dacă nu fie acolo. Unde e lumina aia? Știi care chestia? O fi un vreun pădurar de la care stă acolo și ne ia cu câinii, cu bă, la bătaie, cu bâte, cu alea. Știți care e problema, băieți? Eu trec, Robert, de atunci, nu dacă treci. Ia, mamă, ce e aici, dar e nămol, ia uitați. Mamă, m-am făcut fleașcă, mâncava-și gura voastră, dacă nu dați like să mor eu, m-am făcut fleașcă. Pe acolo, hai că poți treci. Băi, mâncava-și gura voastră. Fai de cap, bă, dar mă, udai, m-a făcut flash, mai intrat de mult în ăștia, e nebun. Am băgat piciorul până la gleznă. Hai, uite, Robert, să bine, dar eu mâncava-și gura voastră, dacă nu... Oh my god. Bă, voi vă dați seama că noi suntem în mijlocul pustiețății aici, unde nu e pic de lumină, că nu vedeți, că nu e nimic, nicio lumină pe lângă noi. Și dacă ne alergă ceva pe aici, o haită de lup de câini, noi n-avem cum să fugim la mașină, că e prea departe. Cred că mersem deja vreo 300 de metri, 400. Bă, și ăla, ce sunt? Da. Mai că te pe trec? Mai, cred că trec că tot. Ne-am dus. Dacă nu mai postăm vlogul ăsta, să știți că pe aici am murit. Chiar că bă, postă. Ai telefon la tine, nu? Da. Ia, arată să vedem câte ceas. Să-i, ho, călzi. 23:16, da, plecarea de 10 minute. Da. Plecarea sigur de 10 minute. Nu filmăm 10 minute, dar plecarea de 10 minute. Da. Să vă arătăm în cât timp ajungem și ne grăbim acum, gen. Da. Uite-te, acolo trebuie să ajungem noi. Suntem chiar în mijloc. Ca să ne întoarcem acolo trebuie să ajungem. Ok, băieți. Mamă, cum se vede? Ia, uite-te. Uite-te pe filmare. O să vedeți cerul. Acolo, mâncava-și gura voastră. Putem să mergem să ne urcăm, dar nu ne urcăm că e prea departe. Hai să continuăm drumul. Perfect, boys. Încolo trebuie să mergem, uitați unde trebuie să ajungem. E forță, se vede cam purici, că n-a... Nu, așa filmează telefonul. Că dacă atâta lumină avem, atâta filmăm. Oricum o să mai retușez la editare. O să mai scot din noise. Și uitați cât e... Mai, mă, ce m-ai speriat să... Robert... Mamă, ce m-ai speriat. Bă, ești nebun, dar tu și de primul ăla. Ia uitați-vă aici. Bă, să vreau, ești puti. Ești nebuna. Și restul e încolo. Ce-i la casă? Nu, respir, cu oricum bate vântul încolo și duce mirosul încolo. Băi, e focar de infecție aici, mâncava așa. E focar de infecție aici, uitați-vă. Hai, odată, mamă, ce mă speria, să-și ca cine știe ceea ce... Doamne, câta scheletul mâncava și gura voastră să vă mănânc. Bă, dacă, cred că dacă mai mergem încolo, dacă nu găsim la scheleturi, dă nebunim aici. Nu știu, bro. Noi deja e cu primul ăla, cu aia trebuie să-i stresă, bă, să-i găsi, ce-i pormi stresă? Dacă era pormi aici rămâneam. Aici, lângă cadavrul ăla, acolo. Îl geleam, ne gelea el pe noi. Nu mai te mișca așa, Robert, că mor de frică să mor. Că suntem în mijlocul pustietății. Suntem în mijlocul pustietății, băga mea așa. Uite unde trebuie să ajungem, la becul ăla, acolo, uite cât e departe. Să vedem, cred că mai aproape pe cameră. Cred că s-ar putea, băieți, ca chestia asta să o facem în două părți, că n-avem cum mâncava-și gura voastră, cred că o să o facem decât într-un oraș, dar o facem în două
dacă facem într-una și nu o facem în două, se poate să fie super lungă, 25-30 de minute. Deci nu știu ce să fac. Se poate să o las așa sau nu. Și strul de ăștia de curent. Băi, cred că trebuia să mergem cu mașina, că putem să băgăm mașina pe aici. Ba, nu puteam să trecem pe acolo, băi, mașina. Pe la pod nu puteam să trecem cu mașina. Da, deci. Și dacă voiam să trecem, nu puteam. Da, că în Japonia și înapoi cum mai săream? Înapoi? Păi înapoi nu mai săream în Uber-te. Nu, mă, uram pe aici, până ieșeam la principală. Mai dădeam în schelete, nu băgăm pe bagaj. Ia uite, măscă. Deci mai trece lumea pe aici. De ce populat drumul ăsta, că uite, că nu e așa. Ia uitați-vă băi și aici. După ce am găsit copul lumină acolo, vezi? Băi, ești prost, cred că noi nu putem să trecem încolo, că e lumină. Nu știu că stai de pe filmare. Vede? Ia, dă-i cu lumină, dă-i cu lateral, acolo. Uite acolo, la gen după ăsta, în stânga, e o lumină. S-ar putea să fie ceva acolo și nu putem să trecem. Vede? Ia uite, avem o casă aici, bântuită, ești nebun? Vezi, uite, din ele pereți. Știi ce zic eu? Chestia e să nu fie câncă dacă sunt câini. Oricum avem electroșocul ăsta, dar... Dacă sunt câini, ne norocesc ăștia, un capaș. Să nu fie câine aici, că să nu fie vreo stână sau cea, că uite că sunt becuri, e ceva aici. Băi, e ceva ciudat aici, ești nebun? Băi, ești terminat, uite gaură, ia uite copacul ăsta cum e găurit. N-am văzut în viața mea așa copac găurit. Da. Hai să vedem ce e încolo, uitați lumina. Bă, să fie ceva aici, mă, sau sunt case, gen? Sau e strada aici? Bă, cred că e strada, mă, ești nebun? Cred că noi trecurăm pe aici, sau nu trecurăm? Pe aici trebuia să trecem cu mașina, ești nebun? Băi, ceva pe casă ia dă-i. A, mamă, ce mă speriai de stâlp pe aia. Vă zic unul cu alea. Ia uitați, băieți, altă casă bântuită. Deci putem într-un vlog viitor să venim aici să filmăm iar aici. Dacă vreți să venim aici să filmăm. Da? Cred că ne apropiem de pădure, că să desesc pomii pe aici. Cred că vă zic ceva acolo, mă abanuiesc. Bureană. Veniți și filmăm aici dacă vreți. Spuneți în comentarii dacă vreți să veniți să filmăm aici. Da, acolo. Urcăm până sus să vedeți ce acolo. Băi, noi nu suntem bine aici, mă. Ce mai văzuși, mă? E tablă, bă. Te speriași. E ceva ciudat aici. De ce e o casă aici sau ce e asta? Să nu înțeleg. Mamă, iar încălcată în mod. Mecanic auto. E service auto aici, nebun? Uite, aici e o mașină. Asta. Vezi? Ok, și noi unde trebuie să mergem acum? Nu știu, uite cum vede până de aici, automatismul, servici auto. Uite, ambulanță? Ambulanță de servici? Păi, ești nebun. Eu cred că ăștia știu că mergem în coace, mâncava jgula voastră și luar ambulanța. Păi, știi care e vrăjeala? Că noi nu găsim pădurea și nu găsim nimic aici. Și încoace, în spatele meu, unde vedeți luminițele acolo, sunt case. Și nu găsim nicio asta. Se pare după câteva minute de căutare, iar Uber ne arăt ceasul, ne arăt telefonul de ceas. Și 36, da? Suntem deja de 20 de minute, de 30 de minute, de o jumătate de oră căutăm și nu găsim, frate. Și vrem să explorăm acum casa asta aici, până găsim pădurea. Să vedem ce este aici. Casa de la... Pădurea spânzuraților. Mamă, câte ruine sunt aici. Bă, dar cred că nu m-au zis prea bine de vânt. Dar nu am ce să fac, ești nebun. E prea mult vânt. Ok, să intrăm aici, o sără. Ah, bun, adăpost aici. Uite, asta chiar e nouă făcută, dar e dărâmată. Da, să vedem ce-i pe aici. Sper că nu s-a dat șodrul la electroșoc. Bun. Bă, ce bine aici. Ce văzuși? Să nu fie vreun boschetar pe aici. Să nu fie vreun boschetar pe aici. Să ne dea o bătă la ureche că electroșocutez. Da, după ce dă cu bătă. Când dă cu bătă, da. Băi, băgan! Pura ta, Roberte, de ce ești, bă, bulangiu? Bă, lasă-mă, mă, dracu, că eram atent cu alea să nu rup picioarele și tu îmi dai cu aia. Aici? Ce e aici? Stai să mă pe afară, că... Așa? Bă, nu mă, să mă sperii. Să nu mă sperii. S-auzi ceva? Ce nu fii prost. Ce s-auzi? Bă, s-auzi ceva aici. Bă, gaura asta. Cred că da. Bă, drept. Bă, nu glumezi, rău perșe. S-auzi ca și cum ai dat într-un fier.
Nu știu. S-auzi pe filmare sigur. Iluzia auditivă, vrei să spui? Optică ce drept? Bun la cap. Hai să intrăm repede și aici. Oricum avem ce să vedem așa, dar stai că poate cine știe ce e pe aici. Stai că poate e ceva interesant. Eu sunt pregătit acum, țin mâna dacă să sting asta și să aprinde electroșocul dacă e cineva pe aici. Dar dacă e ceva, nu știu ce să zic. Că la cineva mai faci ceva cu electroșocul ăla, dar... La ceva nu mai faci. Mamă, cum e aici mâncați așa, lupi? Băi, nu, uite, uitați-vă cum calc. Și eu și Robert. Dă-l pe picioarele. M-am șofer de păr, care mi-e afară pe lângă glugă. Dă uite alt craniu acolo. Da, da, te trec. Băi, ce este, nu-ți patru fâșii. Da. Hai să ieșim să căutăm, să vedem dacă găsim pădurea. Pădurea pe plac. Ia. Căutați-vă copacul ăla. Bă, dar ce-a făcut, mă, a doua foc? Mamă, iar mă zgârie creaca asta pe umăr și mă sperie. Ia bă, câte rube te-aia. Băi, ce e bun. Cred că mă regrez. Te regrești? Nu cred că se ia. Stai, nu dau cu lumina. Un băieț o lară un pic la fugă. O să fie cam la sol, că nu m-au auzit de ăsta, dar le vorbesc lângă microfon. Mai alergăm un pic, așa că e prea frig. Trebuie să ajungem la mașină acum, că ne întoarcem. Iar cred că fac vreo 40 de minute, 4 minute, nebun la cap. Hai să ajungem la mașină. Băi, de capul meu. Ajutorăm iar la balta asta, să vedem cum trecem acum. Hai, că uite. Face mai bine. Mamă, cât bate vântul, ești nebun de tare. Ia uita și pe ne facem la mașină. Mai avem un pic, mai e mașina, uite aici, autură. Nu mai pot, să mor, mă doare gâtul, nu mai pot, că la frig e, am tras, nu mai pot. Băieți, mai avem un pic și ajungem și la mașină. Nu mai pot. Bate vântul de mor, aici bate un pic mai puțin și mai avem un pic să ajungem. Acolo unde vedeți becul e și mașina un pic mai jos, mai spre stânga. Nu se vede că e prea negură și bate și vântul și să mor eu, dacă, cred că dacă înțelegeți ceva, sperăm. Să o să audă prea tare vântul și să mă aud eu cum trebuie, să mă înțeleg. Ca să pot eu să editez la editat. În sfârșit mai avem un pic. Uite mașina aici. Așa, acum mergem să căutăm pădurea. Sus! Sperăm să o găsim, dacă nu o găsim, deja avem foarte mult content. Și deja avem o groază de chestii, scheleți, ești nebun? O groază de scheleți. Deci ăla fucerea așa de pe tortă la ultimul, că te speria și tu, Roberte. Ce dracu e asta? Ce e asta, ești nebun la cap? S-o închișet în sticlă. Atâta, mă, 3 sticle de 2 litri, ești nebun? În sfârșit, tată. În sfârșit, că nu mai pot, era un frig. Băi, 40 aproape, o oră, bă, să stai pe un frig degeaba, bă, și să nu găsim pădurea. Dar nu-i degeaba, că filmare, tată. Avem content căcălău. Ia uitați cât de urât e mașina acum. Cu gaura asta, trebuie să-i schimb bara. Că încă nu i-am făcut-o, nu, e protecția aia. Ia uitați cât e ceasul. Nu vă uitați la mine că n-am motorină, că mă o să-i bag acum. E 001. Fu 0. Deci nu mai pun mâncava și gura voastră, am asta. Mă îngheță urechile. Uite așa ce preză am în cap, stai să vă arăt. Am asta pe tricou, ești nebun? Am asta pe tricou, ești nebun la cap, uite. Și nu mai pot, am înghețat de frică. Și e rece asta că e subțire, e de asta de toamnă. Și nu mă gândit că, bă, eu stai că ne dăm jos de mașină și mergem în pădure, știi? Nu mă gândi că e atât de departe să poate să nu găsă nimic. Nici nu trece asta pe în cap, că în pozele după Google Maps se vedea clar că acolo e unde e pădurea, dar se pare că o lară ne băgă Waze-ul pe alt drum, deci nu vă mai las după Waze-ul ăsta în cap, așa că vă ocolește mult de tot și vă bagă pe unde... Opa! Lumină. Vă bagă pe unde nu trebuie în cap, gura voastră. Cred că mai bine o stinge, mai bine așa. Hai să mergem să vedem dacă găsim pădurea. Dacă o să găsim pădurea, o să facem asta în partea a doua de la acest videoclip. Asta o să fie prima parte, că nu mai avem cum să filmăm mai mult de atâta, că deja s-a filmat aproape 20 de minute. Hai să mergem să o căutăm și dacă vreți să așteptați partea a doua, unde mergem în pădurea spânzuraților, așteptați pe canal, activați clopoțelul, dați subscribe și activați toate notificările acolo la canal, ca să vă primiți notificare când postăm videoclipul de la pădurea spânzuraților. Hai să mergem. La urmă.